De dimineață, pompierii giurgiuveni au primit un apel prin numărul unic 112 pentru a li se solicita intervenția la un apartament din cartierul Policlinică. Un copil de 2 ani și 4 luni s-a încuiat în sufragerie, în timp ce bunica lui gătea în bucătărie. Femeia nu a putut descuia ușa pentru a ajunge la copil, așa că a strigat după ajutor la o vecină care a alertat pompierii. La noi un copilaj de 2 ani și 4 luni s-a încuiat în camera de la sufragerie, singur. Bunica la bucătărie gătea și el singur s-a trezit în casă și s-a încuiat, în loc să iasă afară, s-a încuiat și s-a blocat. A venit la mine bunica, a dat telefon la pompieri, a venit pompieri, a deschis. Copilul nu are nimic, e sănătos. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu o auto specială dotată cu scară culisabilă și au pătruns în apartamentul situat la etajul 2, pe geamul din sufragerie, după care au descuiat ușa sufrageriei unde era blocat copilul. La fața locului a fost prezentă și o ambulanță, însă nici copilul, nici bunica nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.